Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție Bezei Live. Discutăm astăzi despre activitatea secției 3 de poliție din municipiul Iași și problematica cu care se confruntă secția centrală. Invitatul meu este domnul comisar șef de poliție, Mădălin Țăranu, adjunctul secției 3. Bună ziua și bine ați venit în studioul nostru. Bună ziua, bine v-am regăsit, chiar dacă sunt pentru prima dată aici în platou, dar am mai avut interacțiuni în ultimii ani. Mă bucur că am primit invitația dumneavoastră pentru că avem posibilitatea să mai clarificăm anumite aspecte legate nu doar strict de activitatea secției 3 poliție, ci de competențele poliției române în general. Consider că poate în această emisiune reușim să mai clarificăm anumite întrebări sau neclarități ale cetățenilor. Tocmai de aceea îi rog pe cei care ne urmăresc încă de la început să ne adreseze și întrebări. Orice curiozitate aveți, vă rog să o exprimați într-un mesaj pe pagina noastră de Facebook, chiar la acest video care rulează în momentul de față, și eu o voi adresa invitatului meu. Cum spuneam, am reușit după 3 ani să vă invităm, de fapt să vă invităm să vă aducem în platoul nostru, dar nu întâmplător s-a întâmplat așa, pentru că de 3 ani vă aflați și în această funcție la secția numărul 3. Da, începând cu anul 2017, mai precis începând cu luna octombrie, anul 2017 am fost împuternicit inițial ca adjunct al șefului secției 3 poliție, iar ulterior, în urma examenului, am fost definitivat pe această funcție. Am deja 3 ani, o lună și 3 ani și aproape o lună de când lucrez la secția 3 poliție, în plin centrul Iașului. Și ce pot să spun? În continuare doresc să lucrez la această secție pentru că este o secție care, să spunem, vine cu o serie de provocări, fiind și în zona centrală a Iașului, și totodată am avut posibilitatea să diversific puțin și, să spunem, să ies din rutina cu care mă obișnuisem poate în ultimii ani, când am lucrat mai mult în zona domeniului de prevenire a criminalității și relațiilor publice. Până să intrăm în detalii în ce privește această secție și toate cazurile ce ajung la secție, vreau să ne spuneți mai multe despre dumneavoastră, tocmai pentru că sunteți pentru prima dată la noi. Da. Începutul activității. Da. Țăranu Mădălin, 43 de ani și jumătate, născut, crescut în Constanța până la 18 ani. La 18 ani am fost admis la Academia de Poliție. Timp de 4 ani am urmat cursurile acestei instituții de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În 1999, la 22 de ani, am absolvit Academia de Poliție. Am fost repartizat să lucrez la Inspectoratul de Poliție al județului Iași. Primii 2 ani, 99-2001, am lucrat ca ofițer la compartimentul de judiciar, actual investigații criminale, din cadrul secției 4 Poliție Iași. Din 2001 până în 2017 am fost ofițer și ulterior șef al biroului de analiză și prevenire a criminalității, cu perioade în care am desfășurat și activitate de, sau am îndeplinit și atribuțiile funcției de purtător de cuvânt al inspectoratului. Și după cum spuneam mai devreme, din 2017 octombrie activez în cadrul secției 3 poliție pe funcția de adjunct al șefului de secție. Ce înseamnă toate aceste schimbări pentru un polițist? Provocări, în primul și în primul rând. Se spune, în general se spune că după o anumită perioadă de timp când desfășori o anumită activitate sau ai anumite atribuții, indiferent de domeniul în care lucrezi, este necesar să intervină o schimbare pentru a nu intra într-o rutină care devine periculoasă. Pentru mine această schimbare a reprezentat o provocare, întrucât, deși cunoșteam munca colegilor de la o secție de poliție, așa mi-am început cariera, totuși, după o perioadă de timp, mai ales că au intervenit și schimbări legislative, schimbări de procedură, înseamnă multă muncă pentru a reînvăța sau pentru a intra în posesia unor cunoștințe de care ai nevoie și care poate la început nu le stăpânești sau nu le cunoști așa cum ți-ai dori. A fost o provocare pentru mine faptul că mi-am schimbat, să spunem, linia de muncă. Mă bucur că lucrez aici și totodată, în continuare,
am noi provocări în față. Care a fost, da, spuneți, primul impact când ați ajuns la secția 3 de poliție? Având în vedere în și faptul rând, că este centrală. M-am dat peste un colectiv tânăr, un colectiv bine închegat, un colectiv dornic să muncească și asta cred că este cel mai important pentru orice, să spunem, ofițer cu funcție de conducere, să găsească polițiști dornici de muncă. Și de aici mai departe restul, cum să spun, intră pe un făgaș normal, având cu cine să lucrezi și având, văzând că există dorință de muncă, ești și tu stimulat la rândul tău să faci cât mai multe. Bun, despre secția 3 știam că este cea mai mare. Dumneavoastră mi-ați spus ulterior că nu este așa, este probabil cea cu o cazuistică mai diversificată. Da, ca întindere nu este neapărat cea mai mare, dar într-adevăr secția 3 poliție gestionează zona centrală a municipiului Iași. Zona centrală ce presupune? Discutăm de existența unor instituții publice importante. Avem prefectura Iași, avem Consiliul Județean Iași pe raza noastră de competență, avem primăria, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Catedrala Catolică, da. Plus foarte multe hoteluri, Sala Polivalentă, foarte multe muzee, Palatul Culturii, Mall-ul. Avem un complex comercial mare care, să spunem, este tranzitat, frecventat zilnic de foarte mulți cetățeni, nu din municipiu, foarte mulți, mare parte din ei veniți din județul Iași, din județe limitrofe și nu numai. Este o problematică, de asta spun, existența acestor instituții, fiind și zona centrală care atrage foarte mulți cetățeni cu diverse probleme, apar totodată și foarte multe sau apar, să spunem, probleme ce țin de competențele noastre, mai grave, mai puțin grave, dar există tot timpul, pe fondul acestui flux continuu, există și o problematică care periodic sau permanent apare și pe care trebuie să o gestionăm. Un alt specific al secției 3 și pe fondul existenței acestor instituții publice, zona centrală, Piața Unirii, foarte multe meeting-uri, demonstrații care s-au organizat în ultimii, sau permanent, mai puțin în acest an, pe fondul pandemiei, care tot timpul s-au organizat în centrul Iașului. Foarte multe concerte, fie în Piața Unirii, fie în fața Palatului Culturii. Tot felul de manifestări culturale, religioase, Sfânta Paraschiva, de exemplu. Lucruri care necesită o implicare, tocmai pentru a asigura ordinea și liniștea publică în cadrul acestor manifestări, pentru a preveni infracționalitatea, și reprezintă un efort mai mare pentru polițiștii secției 3 poliție, întrucât, iată, trebuie să desfășurăm da. Și alte activități ce țin de competențele poliției, nu doar, de exemplu, de a lucra în dosare penale. Dar pot să spun că atunci când au fost astfel de activități mai de amploare, nu doar polițiștii 3 au fost implicați în activitățile specifice de menținere a ordinii și liniștii publice, dar și polițiști din cadrul altor formațiuni, atât din cadrul secțiilor de celorlalte secții de poliție urbane sau rurale, ce sunt în subordinea poliției municipiului Iași, din cadrul biroului de investigații criminale și alte structuri în funcție de specificul acelei adunări, manifestări care se organiza. Toate aceste lucruri, să spunem, reprezintă un plus de atribuții, de activități care cad în sarcina secției 3 poliție pentru a le gestiona și de asta, să spunem, există pe lângă complexitatea și număr mai mare de fapte ce sunt sesizate, există și acest aport, între ghilimele, dacă putem să spunem, care vine pentru polițiștii secției 3 poliție. Din punct de vedere al criminalității, am spus, suntem secție centrală, pe fondul celor spuse mai devreme, apar și mai multe oportunități pentru infractori. Și de asta foarte, din zonele, din celelalte cartiere ale municipiului Iași, vin persoane cu diverse preocupări cu preocupări infracționale, tocmai în căutarea unor astfel de oportunități
Sunt foarte, vin turiști, vin persoane care vor să facă diverse cumpărături de la complexe comerciale, vin la instituții publice și implicit, v-am spus, apar oportunități mai multe pentru infractori. Și care sunt principalele infracțiuni cu care vă confruntați? Secția de poliție sau o secție de poliție în general gestionează gestionează în mod direct anumite tipuri de infracțiuni. Mica criminalitate, dacă e să spunem. Bineînțeles, avem atribuții și, pentru cercetarea altor infracțiuni, dar în general ele sunt preluate și colaborăm cu structuri din cadrul Poliției Municipiului Iași și Inspectoratului de Poliție Județean Iași în funcție de gravitate. Furturile sunt, să spunem, cele mai multe infracțiuni care sunt sesizate și aici vorbim de furturile din autoturisme, furturile din societăți comerciale, chiar dacă în ultimii 2 ani am avut un trend descendent și o să mai discutăm poate despre acest lucru. Sigur. Furturile din autoturisme, societăți comerciale, avem și furturile din buzunare, dar ele sunt gestionate sau cad în sarcina polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale, o altă structură diferită de secția 3 poliție. Există furturile acestea comise din neatenție, fie furt își lasă telefonul sau geanta nesupravegheate pe o masă, în căruciorul de cumpărături și așa mai departe. Furturi din curți, furturi din locuință, un anumit tip de mod de operare, cele care sunt favorizate de neatenție și așa mai departe. Furturi din, am spus, din anexe, din boxe. Cam acestea sunt cele mai multe, dar mai avem aspecte legate de loviri și alte violențe, acte de violență, loviri și alte violențe, amenințări, distrugeri, infracțiuni care, să spunem, nu au strictă legătură cu persoana sau cu patrimoniul acesteia, ci vizează acte de făptuire a justiției, domeniul de fals, deci fals, uz de fals, falsă declarație și așa mai departe. Este o gamă largă de infracțiuni care o gestionăm, dar cele mai vizibile în general sunt cele care vizează în mod direct integritatea fizică a persoanei, precum și patrimoniul ei. Acestea sunt, să spunem, cele mai frecvente și cele care sunt cele mai de interes pentru cetățean. Sunt foarte multe, așa cum spuneați, tocmai de aceea aș vrea să ne axăm pe rând, pe fiecare dintre ele, cel puțin cele care merită atenția precisă. Toate merită atenția atât a noastră cât și a cetățenilor. Furturile din spații comerciale, pentru că avem și foarte multe în zona centrală. Da. Cam câte au fost sesizate? Vorbim furturile din societăți comerciale. Și aici să le împărțim puțin. Avem furturile care sunt comise prin infracție, atunci când vin infractorii, forțează geamuri, forțează ușile de intrare, așa mai departe, și sustrag pe timp de zi, dar în general pe timp de noapte, diverse bunuri, sume de bani, în funcție de ce, de specificul societății și ce găsesc acolo. Și avem acele furturi care sunt, le spunem noi, de pe raft. Persoane care intră în magazine, supermarketuri, încearcă să, în timp ce acestea funcționează, și sustrag produse alimentare, obiecte de îmbrăcăminte, etc., încercând să profite de neatenția agenților de pază. În general, aceste infracțiuni sunt cele mai dese atunci când discutăm de furturi din societăți comerciale. Important este că ele nu prezintă un grad de pericol social mare. Deci chiar dacă sunt mai multe, nu discutăm despre un pericol efectiv asupra patrimoniului unui cetățean. Dar prin numărul mai mare al acestor fapte, ele pot deveni un anumit fenomen, mai ales când sunt comise de aceleași persoane. Din acest punct de vedere, noi permanent încercăm să luăm, atunci, imediat după ce este prins omul, încercăm să luăm diverse măsuri preventive în cadrul dosarului penal. Am avut persoane reținute, am avut persoane care au primit ulterior și control judiciar, pentru că încercăm să-i determinăm prin activitatea noastră să renunțe la, să spunem, preocupărilor infracționale. Dacă ei continuă și sunt depistați în continuare, riscă ulterior
pedepse mai, mai mari. Mă gândesc că în ziua de azi cam toate spațiile comerciale au camere de luat vederi. Nu ar trebui să fie dificil un astfel de dosar, nu? Și ar trebui să le dea, dar, de gândit celor care săvârșesc o astfel de infracțiune. În general, aceste mare parte a furturilor de pe raft sau cei care comis sunt identificați sau sunt prinși imediat de agenții de pază, este anunțată poliția. Și, să spunem, există, se știe cine a comis fapta, nu trebuie să desfășurăm multe activități pentru identificarea lui, ci mai mult pentru probarea activității clare. Folosim tot ce ne este la îndemână pentru a stabili clar că el este autorul și pentru a finaliza dosarul. Bineînțeles, orice cameră de la vedere ne ajută și este importantă pentru că ne poate da informații prețioase referitoare la identitatea unor persoane, la mod de operare, la zona în care s-au deplasat și așa mai departe, modul în care erau îmbrăcați. Toate aceste lucruri sunt importante, dar aș vrea să trecem peste furturile de pe raft, să discutăm de cele care, să spunem, sunt, să spunem, mai importante sau o gravitate mai mare, acele furturi din societăți comerciale comise prin infracție. Pentru că aici vorbim de infractori mai specializați, infractori care nu au scrupule și fac orice pentru a obține sume de bani frumoase prin aceste metode. Am avut în cursul anului 2019 un fenomen, sau la începutul anului, în prima parte a anului și în a doua parte a anului, două grupuri care acționau în acest fel. Primul grup erau minori, în al doilea grup doi majori. Total separați, dar acționau, să spunem, pe timp de noapte, forțau ușile, intrau în unitățile, în societățile comerciale, sustrăgeau telefoane mobile, că am avut situații în care se îndreptau sau furau din sediile unor firme de telefonie mobilă, spre exemplu. Ei continuau să comită furturi nu doar pe raza secției 3 poliție, au fost identificați în câteva săptămâni, au fost identificați, s-au luat măsuri preventive și în felul acesta am reușit prin stabilirea identității lor și prin tragerea la răspundere, luarea unor măsuri preventive, am reușit stoparea fenomenului. Spre partea a doua anului 2019, de unde am avut un alt grup, erau adulți de data aceasta, care tot prin infracție sustrăgeau din societăți comerciale și a fost un prejudiciu destul de mare, aproape la 1 miliard de lei s-a constituit prejudiciul, cel puțin în faptele comise pe raza secției 3 poliție, dar ei acționau pe raza întregului Iași. A fost o muncă, cel puțin pentru că acționau la câteva zile, ei comiteau astfel de faptă. A fost o muncă din partea colectivului de polițiști din cadrul secției 3 poliție de o lună jumătate, în special a celor care gestionau această linie de muncă, furturile de societăți comerciale, o muncă permanentă, strict, pentru a stabili cât mai multe date. După o lună jumătate, aproximativ, s-a stabilit clar, s-a aprobat activitatea infractorilor și aceștia au fost reținuți, au fost arestați și în prezent se află tot într-o măsură, se află după gratii, ca să vorbim în mod concret. Sunt activități care presupun implicare și reacție imediată, pentru că una e să ai niște furturi care nu au legătură unul cu celălalt, în care, să spunem, fiecare este un mod de operare diferit, să spunem, sunt favorizate de neatente și așa mai departe. Alta este să observi același mod de operare și să continui pe fir până când reușești identificarea și destructurarea grupului. Ce sfaturi aveți pentru cei care dețin astfel de spații comerciale pe linie de prevenire? În primul și în primul rând să își monteze un sistem de alarmă, un sistem de supraveghere video și să renunțe la acele uși de termopan de pe vremuri firave, care sunt sau pot fi deschise destul de ușor. Să încerce să își monteze, la început, cel puțin atunci când își amenajează spațiul la început, să-și monteze niște uși solide, să-și monteze cu niște uși care au prevăzute niște sisteme anti-efracție,
pentru a nu putea fi ușor forțate. Totodată, dacă au posibilitatea să pune și niște geamuri care sunt, să spunem, cu folie antiefracție, geamuri antiefracție, din nou, care nu pot fi ușor despart. Și să știți că de cele mai multe ori aceste măsuri de prevenție, aceste măsuri care le ia un administrator de societate comercială sunt importante, întrucât cu cât îngreunezi, să spunem, cu cât faci mai dificilă pătrunderea într-un spațiu, cu atât și infractorii sunt nevoiți să producă mai mult zgomot. Fie renunță pentru că este mai greu, fie pentru a pătrunde. Se spune că și lacătele sunt făcute pentru oameni cinstiți, nu pentru hoți. Dar cu cât sistemul de închidere este mai dificil sau este mai avansat și necesită mai mult timp. Necesită mai mult timp, infractorii poate sunt nevoiți să facă mai mult zgomot. Da. Crește riscul de a fi prinși, de a fi observați. Și ei de obicei, de asta spun, își încearcă să-și ușureze munca, identificând în principal zone care sunt mai ușor accesibile. Am înțeles. Deci orice investiție în acest sens... O investiție care este prevăzută, să spunem, și de lege, în care fiecare administrator de societate comerciale trebuie să își ia măsuri de protecție a spațiului, dar important este și ce punem. Da. Important este să ne gândim, dacă tot facem o investiție, să o facem de la început cât mai eficientă și eficace împotriva hoților. Odată cu declanșarea acestei pandemii, știu că foarte multă lume era îngrijorată de faptul că vor reveni în țară anumite persoane care nu se ocupau nici în străinătate cu fapte în conformitate cu legea, să spun așa. Ați observat o creștere în ceea ce privește infracționalitatea? Începând dacă cu luna este martie, să discutăm acum strict și pe cifre, situația de urgență care a fost impusă la nivelul întregii țări, perioada martie-mai, se poate spune că a avut un efect benefic. A fost liniștită. Da, a fost liniștită. Liniștită. Cred că ne doream cu toții să avem o viață normală, să nu trecem prin această perioadă. Vedeți, din martie până în prezent, cum evoluează lucrurile. Dacă este să discutăm ca infracționalitate, și o să facem pe comparație primele 9 luni 2019, 9 luni 2020, nu sunt adeptul cifrelor, dar ele îți pot arăta, să spunem, niște realități. Da. În primele 9 luni ale anului 2019, la nivelul secției 3, au fost înregistrate sau sesizate aproximativ 1200 de infracțiuni. Toată gama, autori necunoscuți. Dacă e să facem comparație cu perioada similară din acest an, vorbim de o scădere de aproape 500 de fapte. În jur de 750 de fapte au fost sesizate. Deci uitați, de la 1200 și puțin până la aproximativ 750 de fapte. Într-adevăr, perioada aceasta, să spunem, mai ales în perioada stării de urgență, când erau diverse restricții de circulație și așa mai departe, ați văzut noastră, erau străzile pe timp pustii. De zi și pe timp de noapte erau pustii și atunci, și prin prisma activităților făcute de noi, orice persoană care venea pe stradă, în general, era chestionată, mai ales pe timp de noapte, pentru că era chestionată imediat și hoții au fost descurajați. Poate, mulți s-au întors, multe persoane de care spunea s-au întors din străinătate, implicit trebuiau să stea și ele în carantină. Dar să știți că această perioadă, chiar dacă să spunem am avut noi o scădere a infracționalității, și asta cred că este la nivel național, nu doar la nivelul secției 3 poliție sau a inspectoratului de poliție județean Iași, această perioadă a avut și un efect, să spunem, negativ, dacă e să spunem. În ce pentru sens? Că în cele 2 luni de zile nu s-au desfășurat, activitatea în cadrul dosarelor penale a fost redusă, pentru că se urca strict doar pe urgențe. Și atât, pentru că cetățenii întreabă ce s-a întâmplat cu plângerea mea, ce s-a întâmplat. Dom'le,
în această perioadă concentrarea sau activitățile noastre se concentrează pe acest aspect. Au fost o serie de măsuri care s-au luat. Se efectuau activități strict în cauze de natură, de care aveau caracter urgent și, dacă e să spunem așa, stocul de dosare între ghilimele a crescut, întrucât plângerii veneau în continuare, chiar dacă mai puțin, dar rămâneau și cele din urmă, care nu au cetățenii chemai. Dau un exemplu, dacă vrei să chemi un cetățean, să vină, domnule, haideți, veniți să vă audiați în calitate de martor, în calitate de parte vătămat. Domnule, nu ies din casă, nu vreau să vin în această perioadă. Și asta vorbim de perioada anterioară intrări în stări de urgență, când deja era o febră, să spun, deja început să se existe, să spunem, o stare de frică, dacă e să spunem, în rândul cetățenilor cu privire la această boală. Pentru că ați adus acest aspect în discuție, dincolo de perioada pe care o traversăm, foarte mulți oameni se întreabă de ce rămân fără răspuns anumite plângeri pe care le fac la poliție. Depinde acum ce fel de plângeri, pentru că depui o plângere penală, este un dosar penal, ești informat cu privire la, să spunem, din momentul în care ai venit, cu privire la ce s-a făcut, dosar penal, pentru ce tip de infracțiune, ce ai reclamat, așa mai departe. Dosarele penale sunt, să spunem, au un alt mers. Orice persoană are, orice parte care este într-un dosar penal are posibilitatea de a solicita, pare este stadiul cercetărilor, de a face diferite cereri, fie la poliție, fie la parchet, pentru a studia dosarul, să vadă ce se întâmplă. Are dreptul să propună o serie de activități pentru a fi făcute. Polițistul care gestionează un dosar penal le va analiza. Dar aici cred că discutăm mai mult de zona de reclamații, petiții, care nu vizează în mod direct, care nu vizează în mod direct, să spunem, o infracțiune, și alte, să spunem, activități ce pot reprezenta încălcări a legii, mai ales în zona contravenționalului. Sunt foarte multe persoane care vin și reclamă diverse aspecte, pornind de la tulburări ale ordinii și liniștii publice, neînțelegeri cu diverse persoane, cu vecini, aspecte legate, aspecte care sunt de natură civilă, care nu țin de instituția noastră, dar ei vin și ne solicită noi să facem cercetări, chiar dacă le explicăm că nu stă în competențele noastre. Oferiți-ne un exemplu. Ce nu stă în competența poliției și totuși e un fenomen des întâmplat? Nu neapărat un fenomen. O situație în care ne confruntăm. Sunt dese, dar o să exemplific unul. O persoană care a avut contract de închiriere pentru un imobil, de exemplu, a plătit și o garanție. La finalul, deci când s-a încheiat, să spunem, colaborarea, când s-a încheiat contractul sau a decis de comun acord să încheie colaborarea, chiriașul solicită să îi se dea înapoi acea garanție. Proprietarul refuză. Sunt multe situații în care vin și ne solicită nouă poliției, reclamă acest lucru că proprietarul nu-i dă înapoi garanția. Degeaba explicăm noi că nu-i de competența poliției și îi spunem de la început. Dom'le, vei primi un răspuns în termen că nu avem competențe, okay. Să te îndrept că este instanța de judecat. El dorește să lase plângerea la poliție. Obligația noastră și datoria noastră este să primim orice plângere pe care cetățeanul o... Și să o analizați, bineînțeles. Da, o analizăm. Ceea ce înseamnă timp, probabil, da, și se îngreunează alte... Nu ne plângem. Asta e situația, asta e datoria noastră, dar... Da, într-adevăr, ne este încărcată activitatea, pentru că orice document care, sau orice plângere care este remisă instituției noastre, cineva trebuie să o citească, trebuie să o rezoluționeze, trebuie înregistrată, trebuie ajunge la polițistul care trebuie să efectueze un minim de verificări. Toate acestea înseamnă timp care, să spunem, scurge defavoarea cetățeanului în general, pentru că resursele oricărei instituții publice, private, oricărei poliții din această lume, resursele sunt limitate. Resurse umane, resurse logistice. Și pe fondul unor astfel de activități care suntem datori să le facem, suntem nevoiți de multe ori să... De asta apar poate mai multe
să se prelungească anumite termene sau să amânăm anumite activități pentru a clarifica și aceste aspecte. Un exemplu de asta, în activitatea pe care am desfășurat-o și în cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității, am insistat foarte mult pe zona aceasta de informare, prevenire sau de informare a cetățenilor cu privire la ce trebuie să facă ei, măsuri de protecție personală, ce speculează infractorii în comportamentul nostru. Deci am mers foarte mult pe această informare pentru a reduce, numărul acelor fapte, infracțiuni care pot fi prevenite ușor prin adoptarea unui comportament adecvat. Și reducând aceste fapte, care v-am spus, ele sunt, nu au o gravitate mare, sau reducând numărul acestor sesizări care nu vizează în mod direct activitatea poliției și competențele noastre, reușim să ne axăm mai mult pe prioritățile poliției române. Deci pe acele aspecte care, într-adevăr, aduc o atingere atât vieții, integrității corporale, patrimoniului cetățeanului. Într-adevăr, mulți vin la poliție, o să permit să spun acest termen care este vehiculat. De când am intrat în poliție, cred că și dinainte, mulți încă văd în poliție o moașă comunală care trebuie să le rezolve pe toate. Noi încercăm, datoria noastră este să discutăm cu cetățeanul, să-i explicăm care sunt competențele noastre, ce putem face, ce nu putem face. De asta și polițiștii în general, le recomandăm polițiștilor să discute cu cetățenii ca să înțeleagă, pentru că dacă îi spunem scurt, nu este treaba noastră, omul pleacă nemulțumit pentru că el a venit la poliție pentru a-i să rezolva o problemă. Și poate înțelege că polițistul respectiv nu vrea să-și facă treaba. Polițistul că nu vrea să-și facă treaba, că este rău intenționat și așa mai departe. Le recomandăm. Și auziți des și sintagma, probabil, că sunteți plătiți din banii noștri. Și trebuie este rezolvată neapărat problema. Fiecare om are dreptul de a spune acest lucru, mai ales dacă contribuie în mod efectiv cu taxe și impozite la bugetul României. Dar ca să revenim la subiectul inițial, spuneam de faptul că noi le recomandăm și polițiștilor, tot timpul colegilor, le spunem și asta și fac, domnule, discutați cu cetățenii. Chiar dacă poate mai aveți și alte probleme care trebuie să le rezolvați, stați 5-10 minute, un sfert de oră, lămuriți exact care este problema cetățeanului, clarificați cu el ce ar trebui să facă dacă nu ține de competența poliției, ca omul să plece lămurit, să știe unde să se îndrepte și dacă el pleacă lămurit și a înțeles care este natura problemei sale și instituția la care trebuie să meargă, ulterior nu va mai reveni cu alte petiții, cu reclamații prin faptul că nu i s-a rezolvat problema, că polițistul... În felul acesta, din nou, v-am spus, și cetățeanul știe ce are de făcut, află unde trebuie să meargă și noi totodată ne degrevăm de anumite activități pe care inerent trebuie să le facem din nou. Mai este de lucrat la acest capitol al comunicării? Au răbdare polițiștii tineri pentru a comunica oricând este, în mod real cu cetățenii? Oricând este loc de mai bine. Oricând este loc de mai bine, cu toții trebuie să învățăm să comunicăm mai bine. Nu doar noi ca polițiști, asta este însă obligația noastră să relaționăm cu cetățenii, să manifestăm răbdare, tact în discuție, dar și trebuie să vină un feedback și din partea celorlalți care ne solicită sprijinul, ne sesizează diverse probleme, să aibă și ei răbdarea necesară să ne asculte, să ne înțeleagă argumentele și să ne dea concursul în rezolvarea problemelor care sunt, chiar sunt de natura sau țin strict, care țin de competențele poliției. Atât polițiștii tineri, cât și cei care au mai multă experiență cunosc aceste lucruri și își dau seama că dacă discută cu cetățeanul și își fac timp pentru a clarifica problema lui, cetățeanul va pleca mulțumit știind că știe ce are să facă pe viitor. Când sunt aspectele ce țin de competențele poliției, problema se schimbă, pentru că, într-adevăr, atunci mergem, vedem care este problema. Dau de exemplu unui conflict între vecini. Discutăm cu ceilalți vecini, discutăm cu cei de pe scară, încercăm să vedem unde este problema,
dacă nu reușim să ajungem la o, să spunem, înțelegere amiabilă între cele două părți, dispunem și măsuri legale de sancționare contravențională. Rolul nostru nu este însă de a aplica sancțiuni. Rolul nostru este, mai ales când vorbim de o stare conflictuală între două părți, rolul nostru este de a stabili de unde a pornit acea stare conflictuală și să încercăm să rezolvăm problema ca pe viitor să nu mai existe neînțelegeri sau măcar să se mai remedieze situația. Dacă dau doar o amendă contravențională și o amendă și am plecat fără să încerc să clarific problema, să discut cu cetățenii, va fi reversul medaliei. Din nou probleme, din nou reclamații, apeluri la 112, faptul din nou care tot în defavoarea noastră cade. Și polițiștii știu asta și încearcă să-și facă și ei viața mai ușoară prin prisma a putea să desfășoare activități, toate activitățile care le presupune munca lor și să nu se aglomereze doar, să spunem, dând cu tic la unor cetățeni, că apoi se întoarce împotriva lor, împotriva noastră. Și tot noi trebuie să ne aglomerăm. Întorcându-ne la furturi, cred că mai există o situație, cea ca în care vine cineva să reclame un furt al unui bun material, dar ulterior se demonstrează că acel bun a fost pierdut. Da, zâmbesc, dar nu este un zâmbet pentru că este o situație hazlie. Este un zâmbet amar, pentru că, într-adevăr, sunt multe situații de acest gen. Și exemplific cu o situație reală. Nu, asta nu înseamnă că aduc acuze celui care a venit și a sesizat poliția acest lucru. Am avut în urmă cu câteva luni, la sfârșitul anului trecut, un cetățean care a reclamat faptul că din momentul în care a avut o cursă cu taxiul, din momentul în care a coborât din taxi până a intrat într-o anumită unitate comercială, i s-a sustras telefonul mobil. Am încercat să discutăm. Dom'le, era dimineață, nu erau zona aglomerată. Gândiți-vă, l-ați uitat undeva, l-ați pierdut în taxi? Nu. A fost furat, în niciun caz, îl aveam în mână când am ieșit din taxi. Între timp ce polițiștii completau reclamație, declarație și așa mai departe, au s-a completat reclamație, declarație, la câteva ore după aceste cazuri, după consemnarea plângerii, s-a prezentat un taximetrist care a spus: am avut o cursă în cursul zilei de ieri, m-am plimbat prin oraș, mai spre seară am observat un telefon mobil căzut jos sub banchet. Nu știu al cui este, am avut mai multe cursuri, chiar nu știu despre omul de bună credință l-a adus. S-a constatat că de fapt era telefonul mobil al acelei persoane. A fost chemată, i s-a dat înapoi telefonul mobil, dar uitați, pe fondul neatenției, neglijenței, apar astfel de activități care într-adevăr nu reprezintă o faptă, să spunem, ce o faptă prevăzută de legea penală. Dar dacă tot am ajuns la acest tip de, să spunem, de discuție, avem multe situații și asta este îmbucurător. Foarte mulți cetățeni care găsesc bunuri care nu le aparțin. Am avut portofele cu documente, dar și cu sume de bani. Am avut sume de bani găsite, am avut telefoane mobile, alte bunuri cât de cât de valoare, care au fost găsite de cetățeni și aduse la poliție pentru ca noi să le returnăm cetățenilor. Este un lucru îmbucurător pentru că, iată, încep din ce în ce mai mulți cetățeni să aibă spirit civic și asta se observă nu doar prin astfel de activități, ci și prin faptul că ei încep să intervină, să ne sesizeze cu anumite probleme și să ne sprijine în activitățile pe care le desfășurăm. Ce ne spune legea? În termen de câte zile trebuie să ducem la poliție un bun găsit? Da, asta este și un alt aspect pe care, să spunem, dorim să-l aducem la cunoștința celor care găsesc bunuri care nu le aparțin și intenționează să le țină pentru ei. Legea spune că dacă găsim un bun care nu ne aparține, în termen de 10 zile avem obligația fie de a-l preda poliției, fie de a-l restitui adevăratului proprietar. Poate nu am posibilitatea sau nu pot să știu
n-am timpul necesar sau n-am posibilitatea să aflu cine este adevăratul proprietar. Îl aduc la poliție urmând ca noi să desfășurăm activități în vederea identificării proprietarului. Cine nu returnează, cine nu predă poliție în termen de 10 zile sau returnează proprietarul de drept bunul, riscă să fie cercetat pentru însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor. Și au fost situații în care s-au făcut dosare penale și persoane au fost cercetate pentru acest lucru. Deci să nu ne bucurăm. Dar toată lumea se gândește, bun, cum mă poate găsi pe mine poliția? Eu găsesc un portofel pe jos cu bani, iau portofelul. Cum mă poate găsi mai apoi? Asta o să afle atunci când este când identificat găsit, de poliție. Am înțeles. Asta o să afle. Da, am înțeles. Ce se întâmplă cu acele bunuri care nu sunt revendicate? Rămân în custodia noastră până când le găsim proprietarul. Dacă nu, rămân în custodia noastră. Am înțeles. Revenind la furturi, se mai fură din mașini în anul 2020? Se mai fură din mașini. Câte astfel de situații ați avut anul acesta? Îmbucurător, în ultimii 2 ani, la nivelul secției 3 poliție și nu numai, a fost un trend descendent. Am avut un fenomen mai de la preaza secției 3 în anul 2018, în care, de adevăr, au fost multe furturi din autoturisme și eram și pe trend față de anul față de celălalt an. Au fost infractori majori, au fost autori minori care comiteau astfel de furturi. Cert este că aveam o frecvență destul de mare a furturilor. Au fost zile în care aveam și câte 3-4 furturi din autoturisme, dar nu neapărat în fiecare zi. Dar ele se adunau. Au fost prinși infractori, li s-a stopat activitatea infracțională pentru unii dintre ei, s-au dispus și măsuri preventive, fiind ulterior arestați și unii dintre ei chiar sunt în prezent, au fost condamnați pentru aceste furturi, se află în închisoare. În anul 2019, pe fondul măsurilor care s-au luat, nu doar la nivelul secției 3 poliție, pentru că acești infractori nu acționează strict pe raza secției 3 poliție, și pe raza secției 1, poate și 2, 3, și la nivelul fiecarei secții s-a acționat și au fost prinși infractori, stupată activitatea lor. Pe fondul acestor măsuri, în anul 2019, cel puțin la nivelul secției 3 poliție, am redus la jumătate furturile din autoturisme, la mai mult de jumătate, iar în acest an am redus și mai mult. Dacă, de exemplu, anul trecut au fost în această perioadă, erau în jur de 85-90 de furturi, acum suntem la o cifră de circa 50 de furturi din autoturisme. Am avut, multe dintre ele au fost sporadice pe parcursul an, am avut un moment în care, timp de câteva zile, un tânăr, asta în cursul lunilor iulie-august, un tânăr de circa 22-23 de ani pe care nu-l mai cercetasem pentru diverse furturi, împreună cu prietena lui minoră, efectiv ieșau noaptea și luau la rând în anumite zone sau pe anumite itinerariu, luau la rând mașinile, forțau sistemele de încuietoare și sistemele de închidere și furau ce le pica în mână. Deschideau torpedou, furau documente, furau acte, mai găseau printre ele portofele cu sume de bani, aparate GPS, aparate foto, telefoane, ce mai lăsau lumea, nu neapărat la vedere, chiar și interior. Cert este că mulți dintre cetățeni sau multe dintre părțile vătămate veneau și spuneau, domnule, nu mi s-a furat nimica, n-am avut bunuri, dar uitați, mi-au dispărut, am avut certificat de înmatriculare, avut permis de conducere, am avut documente și așa mai departe. Această situație a durat circa o săptămână, în care la o noapte, două, ei tot comiteau furturi, nu doar pe raza secției 3 poliție, au fost identificați, cel puțin la nivelul secției 3 poliție am avut probate 15 fapte pe care ei le-au comis, tinerii le-au comis. Minora este cercetată în stare de libertate, autorul a fost reținut la momentul respectiv și în prezent se află în penitenciar. Ce uită oamenii în autoturisme? Din neatenție, din, nu știu, poate cu intenție sunt lăsate anumite bunuri de valoare. În toate campaniile de informare și prevenire pe care poliția română le face,
fie la nivel național, pe plan local, se spune nu lăsați la vedere bunuri de valoare. Nu lăsați la vedere bunuri de valoare pentru că acestea atentează. Telefoane mobile, GPS, aparate GPS, genți, borsete. Le spunem în general, doamne, dacă nu le iei în casă, măcar ascunde-le, pune-le în torpedou. Pentru că atunci când, să știți că un hoț, când iese, un hoț care fură din autoturisme, când iese la furat, el nu are strict o anumită țintă. El merge și caută oportunități. Caută oportunități și normal că dacă va vedea, într-un autoturism o borsetă, chiar dacă nu are nimic de valoare în ea, este o borsetă, ar putea să aibă ceva sau un telefon mobil, ia decizia pe moment și sparge acel autoturism. Fie forțează împietoarea, fie sparge geamul. Asta este, să spunem, o situație care deranjează pe mulți dintre cei care au fost victime ale astfel de fapte. Tentativă de furt. N-au furat nimica. Doamne, n-au furat nimica, dar mi s-a spart geamul. Mi s-a forțat împietoarea și există o pagubă, să spunem, sigur, produse prin distrugere. Mașini propriu-zis se fură în Iași? Nu există un fenomen. Nu există un fenomen. Noi am avut de la începutul anului două situații în care au fost sesizate furturi de autoturisme care nu s-au confirmat. Într-unul din caz fusese ridicat pentru că, da, era o mașină părăsită, fusese ridicată pentru că nu mai ocupa spațiu public și în urma avertizmentelor date de primărie în continuare era acolo, iar în al doilea caz, pur și simplu, omul a uitat, nu și-a parcat mașina. Au avut un final fericit până la urmă. Omul a uitat, efectiv, eram direcționați într-o zonă care nu avea nicio legătură cu zona în care era parcată și la distanță. În sfârșit, după verificarea a doua zi, a fost identificată mașina fiind într-o parcare. Dintre toate infracțiunile pe care le-am discutat până în acest punct, cea mai gravă și dincolo de paguba materială este și cea psihică, mi se pare furtul din locuințe. Cam câte sesizări primiți anual? Da, furturile din locuință, în general, cele care sunt prin moduri de operare mai deosebite, sunt gestionate de Biroul de Investigații Criminale. Nu am acum o cifră pe care să vă spun. Nu este, să spunem, nu suntem pe un trend crescător. Nu au fost cazuri ieșite din comun, dar, într-adevăr, discutăm despre faptul că există situații în care infractorii intră în casă neștiind dacă găsesc pe cineva. Și cea mai periculoasă situație este atunci când intră în casă și în dormitor sau în sufragerie, într-una din locuințe, sunt membri ai familiei. Există pericolul că dacă ei sunt surprinși, să devină violenți. Să devină violenți și atunci există riscul pentru integritatea fizică și corporală a celor care se află în imobil. Discutăm dintr-o starcă. Nu mai vorbim despre furt și este vorba de infracțiunea de tâlhărie, dacă nu este ceva mai grav, Doamne ferește. Ce recomandăm în principal și în principal? Mai ales pe timp permanent, dar în funcție și de sezon. Ușile la locuință trebuie să rămână nu doar închise din clanță și asigurate permanent cu cheia, pentru că în parte din aceste situații, pe timp de noapte, am avut anul trecut sesizate câteva astfel de fapte, nu s-a furat nimica, dar intra pe ușă, deci încerca ușile noaptea. Erau deschise, și nu? Intra pe ușe efectiv deschise, la etajul 4 al unor blocuri. Deci intra pe uși deschise, care nu erau asigurate. Deci închideți ușa permanent, fie că este zi, fie că este noapte, ușa la apartament trebuie să stea închisă. Dacă locuiți la etaje inferioare, parter, etaje inferioare, tot timpul nu lăsa, mai ales pe timp de vară, când lumea vrea să-și aerisească, intrăm în iarnă, dar și acum lumea își aerisește periodic locuința, încercați să nu lăsați geamurile larg deschise. Există poziția oscilobatant. Dacă plecați de acasă, închideți geamurile. Când sunteți acasă, măcar dacă se produce o forțare a geamului, se aude zgomot și vă puteți sesiza, să spunem, sunteți atenționată și în felul acesta și infractorul este descurajat dacă observă că cineva este acasă.
Ușa deschisă înseamnă de multe ori o invitație pentru hoți. Avem situații în care diverse persoane, sub pretextul că vând diverse lucruri, fac anumite promoții, sub pretextul că cerșesc, au vin la cerșii și ei încearcă ușile la apartamente și în momentul în care văd că o ușă este deschisă, o întredeschid și este un pas foarte simplu, bagă mâna în interior, pe hol, pentru că sunt foarte mulți pe hol, au haine, genți lăsate și fură imediat din proxima apropiere, fură ce prind, să spunem. Dar este o pagubă și este o invazie, ce spunea asta, este o invazie în intimitatea proprie și te poți simți în nesiguranță. Sigur. Sunt persoane care odată ce le s-a întâmplat, așa ceva, după aceea capătă o anumită frică. Să știți ce am constatat? Ei capătă frică, dar în continuare mulți nu respectă normele, aceste mici elemente de securitate personală, închisul și asiguratul și mai departe. Ne scrie și o persoană pe pagina de Facebook faptul că i-au fost furate rufele de pe sârmă, erau la uscat și căruciorul nepoatei din curte. Da. Se întâmplă și astfel de cazuri. Sunt pentru că, v-am spus, sunt infractori și infractori. Unii dintre ei caută, să spunem, prăzi mai bogate. Alții pur și simplu încearcă prin furtul unor obiecte, cum a spus dumneavoastră, furtul de pe sârmă, fie să-și caute, să spunem, o haină pentru ei la urma urmei, fie încearcă să le comercializeze încercând să obțină o sumă de bani. Și, în general, sunt infractori care, chiar dacă discutăm despre spunem, bunuri care nu sunt așa de valoare, dacă este ceva facil a fi furat, le fură, dar am furat o pătură. Găsesc, eu dau cu 10 lei, eu dau cu 15 lei. Da, pentru da, da. Ei, acei 10-15 lei făcuți ușor înseamnă ceva. Iată ce spune un alt domn. Ar trebui să avem acces la arme, exact ca în America, pentru a ne putea apăra. Dar totodată trebuie vedem și reversul medaliei, ce se mai întâmplă să în America. Trebuie să avem grijă la ce ne dorim. Corect. Trebuie să avem grijă la ce ne dorim. Din punctul meu de vedere, legislația care este în România, ce reglementează domeniul armelor și minuților, este o legislație bună, oricând poate fi îmbunătățită, dar nu trebuie să ne dorim să fim ca alții, pentru că atunci când facem comparație sau când facem o comparație strict particularizată la un anumit aspect, cum ar veni dreptul de a purta arme, trebuie să avem în vedere toată societatea. Toată societatea, felul în care s-a dezvoltat o societate, felul în care a evoluat o societate, legislația per ansamblu care există în această societate și să nu uităm ce drame s-au produs pe fondul deținerii unor astfel de arme. Tot acea persoană întreabă cum ne putem apăra dacă intră cineva în casă peste noi în miezul zilei. Bun, am omis să ne luăm toate măsurile de siguranță și se întâmplă. Ce facem? Este greu de spus. În general, trebuie să înțelegem că atunci când un infractor, când este prins în fapt, poate deveni violent. Este bine să încercăm, dacă nu ne simțim în stare, să nu încercăm să sărim, să credem că îl dovedim. Încercăm să ne retragem, spunem, le pleacă, lasă-mă în pace, n-am nimic cu tine, pentru că să nu ne expunem noi, să intrăm într-o confruntare corp la corp, pentru că pot degenera. Și aici nu discutăm neapărat, pentru că mulți, domnule, eu sunt mai solid, sunt mai puternic, las că îl pun la mământ și îl fac. Nu putem ști o persoană, un hoț care este prins în flagrant sau în fapt de proprietar sau de altcineva, este ca un animal rănit, este disperat. Și nu știm cum poate reacționa. Deci este bine să încercăm să există, Doamne ferește, există și inevitabil în care chestii care n-ai cum să le previi. Da. Nu ai cum să le previi, dar noi trebuie să încercăm să evităm a intra într-o confruntare directă cu el. Mai bine îl lăsăm să plece, îl lăsăm să scape și anunțăm imediat poliția. E bine să nu ne punem în pericol. Altă persoană ne spune faptul că este plină societatea de interlopi. Ei bine, știu că la Iași lucrurile sunt ținute sub control. Depinde ce înțelegem prin interlopi.
Da, într-adevăr, există persoane rău intenționate, persoane cu preocupări infracționale la diverse, pe diverse paliere de infracționalitate. Sunt și în cadrul Poliției Române structuri care se ocupă în mod direct de activitatea acestora. Sunt și alte structuri deasupra noastră care și ele se ocupă, dar cel puțin la nivelul județului Iași, eu cred că, eu ca polițist, cred că general se cunoaște sau sunt ținute sub control anumite manifestări a anumitor persoane sau grupuri, nu neapărat interlope, așa cum depinde de la cei care au preocupări infracționale pe zona de acte de violență, crimă organizată. Eu, după cum cunosc și prin prisma activității, aceste grupuri, ele sunt ținute în frâu, se iau măsuri imediat, ori de câte ori s-au comis anumite fapte, nu sunt lăsate lucrurile să degenereze. Și după cum ați văzut, cel puțin în municipiul, în județul Iași, nu am avut probleme legate de manifestări violente, confruntări care să degenereze. Și ori de câte ori s-a întâmplat ceva, imediat am avut o reacție proprie. Și aici nu mă refer strict la secția 3, mă refer și la colegii de la Biroul de Investigații Criminale, colegii de la Serviciul de Investigații Criminale, care au intervenit prompt și împreună cu procurorii au dispus măsuri concrete. Multe nemulțumiri în zona centrală vin din partea cetățenilor și în ce privește acele comunități de romi. Știu că mulți dintre ei au locuințe sociale chiar în centrul Iașului. Aici nu discutăm neapărat, de romi. Discutăm, când vorbim despre locuințe sociale, vorbim de o anumită categorie defavorizată care nu ține strict de etnie. Discutăm despre persoane care nu au un venit fix, discutăm despre persoane care nu au un loc de muncă, discutăm despre persoane care, să spunem, nu au chef efectiv să muncească. Nu de cei care, într-adevăr, vor să facă și nu pot din cauza unor probleme reale și care încearcă să-și obțină venituri prin diverse activități infracționale, în general, să spunem, de care nu țin de infracțiuni grave. Nici furturi din autoturisme, furturi din buzunare, furturi profitând de neatenția cetățenilor. Deranjează însă foarte mult în aceste... în aceste, să spunem, zone sociale, să spunem, și în aceste, dar și aceste cetățeni, fie majori, fie minori, poate prin comportamentul lor care deranjează efectiv omul. Nu neapărat că el comite o infracțiune, dar este zgomotos, țipă, acostează persoane. Lucrurile acestea, într-adevăr, deranjează și asta creează un disconfort în rândul cetățeanului de bună credință. Tu mergi liniștit pe stradă, nu-ți dorești să vezi pe altul că țipă, urlă, face scandal sau că te înjură și așa mai departe. Din acest punct de vedere, noi recomandăm tuturor să apeleze la poliție dacă sunt probleme. Noi, în general, monitorizăm astfel de zone și încercăm să fim cât mai prezenți pe timp de zi, pe timp de noapte. Nu putem fi însă permanent, în acea zonă. Dacă discutăm strict de secția 3, avem o zonă, un cămin social, este în zona Decebal, Cantemir, unde într-adevăr sunt, să spunem, există în zonă există o anumită nemulțumire din partea unor cetățeni referitoare la comportamentul celor care locuiesc în acea clădire. În ultimii ani noi am încercat foarte mult și fiind și aspecte de natură socială să colaborăm atât cu primăria, cu direcția de asistență socială, cu direcția pentru protecția copilului, mai ales când vorbeam și de minori implicați în aceste acte, pentru că sunt într-adevăr în acea zonă, sunt și minori care mulți creează probleme. Fie acostează diverse persoane, fie cerșesc, fie comit mici furtișaguri și în ultima perioadă am reușit să mai reducem din problematica existentă, fie că au fost luate măsuri de protecție prin instituții de abilitate față de unii minori, fie la nivelul secției 3 poliție, la nivelul altor structuri,
a fost documentată activitatea infracțională a unor tineri care nu mai erau minori până în 14 ani și s-au reușit luarea unor măsuri care să îi scoată, între ghilimele, de pe piața infracțională. Și în felul acesta s-a mai liniștit puțin problema. Scopul nostru, mi-a spus, nu este neapărat să amendăm, să arestăm. Scopul nostru este să reușim să facem un climat cât mai bun de siguranță, cât mai corect de siguranță publică. Nu întâmplător am adus în discuție și acest aspect, această categorie și comunitate, pentru că primisem un mesaj pe care mi l-am notat. O problemă a Iașului este teroarea clanurilor de romi asupra vecinilor pentru a-i determina să vândă la preț de nimic doar ca să scape de ei. S-au plâns oamenii se află în astfel de situație? Nu știu, acțiuni specifice? Cel puțin în municipiul Iași, cel puțin la secției 3 poliție, nu am auzit despre astfel de situații. Da, în anumite zone, în apropierea unor familii, există stărni de nemulțumire pe fondul modului de comportament al acelor, în special minorii, pentru că zângălăgioși, țipă, sunt anumite zone și preaza secției 3 poliție unde anumite familii creează probleme de acest gen, dar nu de natura celor care a spus dumneavoastră. Vorbim de acel disconfort în general creat de comportamentul neadecvat în spațiu public al membrilor unor astfel de familii. Am ajuns la final de emisiune și îmi dau seama că n-am reușit să parcurg nici jumătate dintre întrebările și curiozitățile pe care le aveam eu, dar trebuie să încheiem aici emisiunea și tocmai de aceea vă rog, ce ar mai fi trebuit să specificăm când vine vorba de secția 3 de poliție? Ce ar trebui să mai știe oamenii acum, la final, ca o concluzie? Nu vreau să mă refer strict la secția 3, în general la tot inspectoratul de poliție. Aveți încredere în polițiști, acordați-le sprijinul. Majoritatea polițiștilor sunt oameni de bună credință, oameni profesioniști care își fac treaba și au nevoie de sprijinul dumneavoastră în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Iar îndeplinirea sarcinilor de serviciu nu poate veni decât în sprijinul cetățenilor, în sprijinul oamenilor și a comunităților. Cei nemulțumiți în general sunt cei care sunt prinși că au încălcat legea și se iau măsuri împotriva lor. Cei care au fost sancționați contravențional pentru altfel de încălcări ale legii, iar dacă ei sunt nemulțumiți de faptul că ne facem treaba, noi nu putem decât să fim mulțumiți. Avem nevoie de sprijinul oamenilor în a desfășura activitatea și în principal de încrederea dumneavoastră, care ne este principal ca pe terenul de fotbal. Fanii sunt cei mai importanți în a stimula activitatea echipei. Dumneavoastră sunteți fanii noștri. O ultimă idee pe care aș vrea să o exprimați, pentru că bănuiesc că există și o noutate în acest sens, face referire la violența domestică. Da. Chiar vreau, discutasem înainte că vreau să ating acest subiect. Exact, să nu încheiem emisiunea fără. Sunt, în urmă cu aproximativ 2 ani, a fost o serie de modificări la legea 217 privind violența în familie, în sensul că legiuitorul a stabilit sau a dat posibilitatea, dar și obligația polițiștilor de a emite un ordin de protecție provizoriu în cazuri de violență domestică. Acest ordin de protecție provizoriu poate fi, să spunem, emis de polițist în anumite condiții. Există un anumit formular de risc pe care noi îl completăm și dacă sunt îndeplinite anumite criterii, emitem formularul de risc dacă victima își dorește acest lucru. Dacă victima refuză, nu putem să o obligăm. Dar ordinul de protecție provizoriu emis de poliție se poate emite pentru maxim 5, pentru 5 zile se emite în fapt și în drept. Sunt anumite restricții și obligații pe care le putem pune în sarcina agresorului. Dacă acestea nu sunt respectate, constituie infracțiune. Iar principalele restricții pot fi, pornind de la evacuarea din locuința agresorului, chiar dacă el este titularul, singurul titular al locuinței, ca proprietar mă refer, și la respectarea unei distanțe, să nu se apropie de victimă, de copii, la o anumită distanță.
Acest ordin de protecție provizorie emis de polițist este adus la cunoștința procurorului în termen de 24 de ore. Procurorul îl poate confirma sau îl poate infirma în funcție de verificările pe care le face și ce constată. Dacă este confirmat ordinul de protecție provizoriu sau dacă este confirmat ordinul de protecție provizoriu, acesta este transmis de către procuror către instanța de judecată, instanța de judecată care poate să vină cu alte obligații în plus față de agresor. În general, instanța de judecată decide dacă emite un ordin de protecție, decide cu privire la perioada acestui ordin de protecție, maxim 6 luni un ordin de protecție și anumite obligații care cad în sarcina agresorului. Vorbim despre evacuarea din locuință dacă se impune, dacă locuiesc împreună, să nu se apropie la o anumită distanță de victimă, să nu ia legătura cu el într-un anumit mod, să nu se apropie de locul de muncă, de școala unde învață copiii, să predea armele. În general, instanța de judecată poate să impună mai multe obligații. Dar important este că polițistul, atunci când se duce la un caz de violență domestică, poate să intervină și poate lua măsuri pe loc. Și acest ordin de protecție, tocmai asta, de provizoriu, tocmai asta și-a dorit să putem să intervenim în mod real atunci când este sesizat un caz de violență domestică. Nu să-i spunem victimei, ok, nu avem ce face, te duci la instanța de judecată și soliciți un ordin de protecție. Sigur. Este un fenomen acesta al violenței domestice? Nu este un fenomen, este un fapt cu care ne confruntăm. Frecvent. Deci ne confruntăm periodic, de la caz la caz, pentru că existența, violența domestică nu a apărut după 1990 sau după existența sau după apariția legii privind violența domestică. Violența domestică a fost, a existat și va exista într-o formă sau în altă. Fie că este violență fizică, violență psihologică, violență sexuală și așa mai departe, violență economică. Ea va exista într-o formă sau în altă. Cert este ca cetățenii să știe că există această posibilitate, victimele să știe că au la cine apela și încurajăm, dacă sunt astfel de situații, să fie aduse la cunoștință în activitatea pe care noi o desfășurăm pe zona aceasta de violență domestică. Colaborăm și cu instituțiile statului care vin cu zona de servicii sociale pe care poliția nu le acoperă. Și cei care, într-adevăr, se consideră că sunt victime ale violenței în familie, să anunțe autoritățile publice. A crescut numărul de cazuri, mai ales acum în contextul pandemiei? Oamenii au fost forțați să stea mai mult împreună? Da, au existat stresul. Discuții. Nu e că dacă soțul și soția stau împreună, nas în nas și nu mai pleacă fiecare locul de muncă, gata, vom avea mai multe acte de violență domestică. Nu, cel puțin la nivelul secției 3 poliție nu am avut probleme de acest gen. Ultima întrebare pe care o preiau de pe Facebook. Ce ne facem cu toți cerșetorii din centru? Sunt mulți? Vreau să vă spun, zice, să nu le mai dăm bani. Să nu le mai dăm bani. Da, discutăm de un fenomen tot social. Pentru că avem persoane care, o parte dintre cei care cerșesc provin și din rândul persoanelor ale străzii, care n-au un adăpost, dar de cealaltă parte avem și persoane, minori, adulți, care au văzut că se pot obține bani frumoși, nefăcând nimica, pur și simplu stând cu mâna întinsă. Deci, practic, noi tot. Nu este o soluție să te duci să amendezi un cerșetor, pentru că acel cerșetor oricum nu își va plăti niciodată amenda. Și încărcăm bugetul de stat. Trebuie găsite soluții pe zona aceasta socială și trebuie conștientizați cetățenii, și noi am avut în Iași campanii, și în toată țara s-au făcut campanii, de responsabilizare și de conștientizare a cetățenilor să nu le mai ofere bani. Dacă nu le mai oferim bani, nu vor trece la cealaltă faptă? Nu vor fura? Nu neapărat, pentru că nu vorbim despre persoane care, într-adevăr, au preocupări infracționale, să se apuce să fure, să lovească și așa mai departe. Discutăm de o categorie
de oameni care s-au obișnuit, întinzând mâna, au văzut că merge, așa, în continuare merg. Și noi ar trebui să ne punem o întrebare. Când îi ofer unui cerșetor bani, mă întreb, nu cumva poate acel cerșetor are mai mulți bani în buzunar decât am eu? Corect. Apoi doi la mână, pentru că na, poate lumea dorește să facă bine, vrea să ajute pe cineva. Există o multitudine de modalități prin care putem să facem bine. Există asociații neguvernamentale pe diverse obiecte de activitate, asociații serioase, care se bucură de orice mică donație care poate fi făcută. Avem posibilitatea să facem donații online, avem posibilitatea să facem contracte de sponsorizare și așa mai departe, dacă dorim să ajutăm pe cineva. Foarte multe sunt mediatizate și în presă și au diverse domenii de activitate. Deci ne putem regăsi într-un anumit domeniu și să putem să ajutăm. Să evităm însă să oferim cercetătorilor bani pe stradă și să evităm totodată să oferim celor care strâng bani pe stradă, prezentându-ne o fotografie și cu un chitanțier. Pentru că, în general, asociațiile sau cei care strâng bani și fac colecte sau își obțin sume de bani pentru desfășurarea activități prin astfel de donații, nu o fac în acest mod, în stradă, cu chitanțierul după ei. Sunt acum alte modalități, fundraising-uri și așa mai departe, care nu necesită starea în stradă. Și dacă vrem să ajutăm pe cineva, ne documentăm mai întâi, vedem exact ce impune, acei 5 lei pe care îi dăm sau 10 lei nu-l va ajuta cu nimica poate pe acel om, decât, adică îl ajută pe el pentru că 5 lei, dar vă spun, data viitoare, dacă nu-i veți da, s-ar putea să nu mai primiți un mulțumesc sărumâna sau boda proste, s-ar putea să primiți o înjurătură, o amenințare, pentru că așa se întâmplă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Sper că mesajele dumneavoastră ajung acolo unde trebuie, la urechile ascultătorilor noștri. Vă așteptăm să reveniți în studio, pentru că, așa cum spuneam, mai am multe întrebări să vă adresez. Ne-am epuizat și având în vedere că la începutul, înainte de a intra în emisie, am stabilit că ne mai colaborasem. Am ajuns la concluzia între ghilimele că mai colaborasem și în trecut tot în cadrul unui astfel de activități, dar când eu lucram la prevenire, pentru a finaliza o serie de discuții, putem stabili pe viitor și o nouă întâlnire. Sigur. Mulțumim încă o dată și, cum spuneam, sper că tot ceea ce ne-ați exprimat azi ajunge unde trebuie. A fost alături de noi domnul comisar șef Mădălin Țăranu, adjunctul de la secția 3 de poliție. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit. Vă invit să dați un like și un share acestei posteri pentru ca mesajul să ajungă la cât mai multă lume. Rămâneți în continuare alături de echipa noastră. Chiar dacă este weekend, vă aducem cele mai noi știri, atât pe paginile de Facebook, pe site-ul nostru și pe YouTube. Noi ne revedem luni la o nouă ediție, începând cu ora 11, când alături de mine va fi domnul deputat PMP Petru Movilă. Discutăm despre alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Weekend frumos!